Bună ziua și bine ați venit! Ne aflăm la cea de-a 13-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru Povești, care iată anul acesta s-a mutat primăvara în luna mai și ne bucurăm ca fiecare an că ne sunteți alături și că ne promovați evenimentul, că te critica atunci când este cazul și când, nu că ei când au argumente, noi ținem cont de ele. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați venit într-un număr atât de mare și prezența noastră ne arată faptul că susțineți acest eveniment important, mai ales într-un an important pentru noi românii de peste tot, anul 2018, 100 de ani de România, un festival important pentru că conține un eveniment pe care eu l-am visat și iată că s-a întâmplat, și anume Gala Uliter, care anul acesta, la cea de-a 26-a ediție, va avea loc la Alba Iulia, în cetatea Alba Carnotina. Lângă mine se află domnul președinte Ion Dumitrev, bună ziua și bine ați venit, și nu în ultimul rând, doamna Aura Corbeanu, vicepreședinta Uliter, care vrea să-i mulțumesc pentru faptul că anul trecut, la început de an, am venit cu speranța, împreună cu Cristina, colega mea de la Secretariatul Literar, de a face această gală Uliter în acest an important pentru noi, așa cum am spus, la Alba Iulia. Noi ne-am dus cu, doar cu sufletul deschis, cu o dorință foarte mare că ne dorim această gală la Alba Iulia, cu mult profesionalism pe care l-am demonstrat în de-a lungul celor 12 ani în cadrul Festivalului Internațional de Teatru și cu o nebunie frumoasă, așa cum îi spun eu, pe care deși au acceptat-o, pentru că sunt artiști și știu ce înseamnă lucrul acesta. În primul rând, vreau să vă spun că niciun vis nu se poate realiza dacă nu ai susținere și vreau să vă mulțumesc în mod special pentru deschiderea pe care ați arătat-o propunerilor noastre de proiecte. Este extrem de important pentru noi să vă mulțumim dumneavoastră tuturor pentru că prezența noastră în cetatea Alba Carolina, ce frumos, vreau să vă spun, numai asta repetăm și Alba Carolina, se bazează de fapt pe dorința de a arăta că prin această gală reușim să unim teatrul. Teatrul este unit, gala Uliter unește teatrul. Este... Dacă ne uităm în istoria galei premiilor Uliter, în ultimii ani am încercat să mergem în acele orașe unde am fost invitați și împreună cu decidenții locali și artiștii din acel oraș să promovăm la nivel național nu numai premiile galei Uliter și realitatea artistică, locurile de patrimoniu din orașul unde mergem, din regiunea unde mergem. Veți vedea că și în acest an începutul fiecarei părți a galei. Gala este structurată pe patru părți, cu o pauză de 7-8 minute. Este o transmisie în direct și de aceea trebuie să ne încadrăm. Începem la ora 8, punct, ieșim la ora 12, punct. Ca lucrurile mici de pauză, asta presupune o rezistență din partea publicului, dar rezistența din partea publicului se bazează pe rezistența celor care sunt pe scenă. Cei de la scenă nu se vor mișca deloc în aceste 4 ore. Vreau să vă spun că veți vedea la începutul fiecărei părți, în transmisia noastră în direct, pe televiziune, avem câte 3 minute, un filmuleț dedicat orașului noastră și județului dumneavoastră. Avem 4 filmulețe, așa ne începem fiecare gală, pentru că mi se pare că este extrem de important ca această asociere să-și găsească în plan real și o justificare. Vreau să vă spun că suntem extrem de emoționați, nu numai eu aici, care mă ocup de zona de realizare și implementare a tot ceea ce înseamnă activitatea de pregătire a galei, dar și artiștii români care vin către dumneavoastră. Avem peste 250 de invitații, artiști care fac parte din selecția galei, pentru că dacă ne uităm pe structură, avem nominalizări, avem... Sunt artiști care vin din toată țara și imaginați-vă, nu putem să arătăm lucrul acesta la televizor, cum sosesc cu mașini, cu tren, cu avion pe Cluj, pentru că nu avem alt mijloc de transport care să ne aducă aici, dar sosesc de sâmbătă, de duminică, de luni. Am găsit parteneriate locale extrem de importante, îi vom aduce cu mașini inscripționate de la Cluj, îi aducem și cazăm în tot ceea ce aveți dumneavoastră ca spații de cazare, hotelurile de aici. Eu cred că și noi încercăm să facem un serviciu orașului. Finanțările care au fost obținute pentru a acoperi costurile acestei gale sunt finanțări care se reîntorc și în oraș. Suntem aici de o săptămână, echipa de organizare. În fiecare zi mai vin alte echipe tehnice, pentru că dacă aveți curiozitatea, v-aș invita să mergeți în cetate, în spațiu unde am ridicat acest pavilion,
și să vedeți cum se lucrează. Lucrul efectiv a început la altă noapte și vreau să mulțumesc poliției locale, au fost alături de noi pentru că intrăm în cetate cu tirul care are echipamente de 40 de tone, trebuie să protejăm cetatea, în același timp tot ce înseamnă autorități locale, personal de poliție, de protecție, în afară de domnul președinte și echipa dânsului și domnul primar cu echipa dânsului, vreau să vă spun că ne-au secundat din prima clipă, deoarece ai nevoie să nu strici nimic în orașul în care te duci, mai ales în spațiul dumneavoastră extraordinar de patrimoniu, dar să-ți faci și treaba. A fost extrem de emoționant primele tiruri care au intrat în cetate, am stat cu emoție să nu deranjăm. Era duminică noaptea, nu întâi mai noaptea, erau oameni care se plimbau, sunt toate lângă cele două biserici, toate spațiile au deservit diverse gustări. Frica a fost că nu știu cum ia tirul cotitura, dar profesioniștii au știut cum să facă. În același timp și Biserica Romană Catolică și Biserica Ortodoxă, cu care am discutat de la început, ne-au dat acceptul, noi respectăm orele de slujbă. Adică organizarea înseamnă, la o considerare, programul dumneavoastră din oraș, de a nu-l deranja, dar a ne face și noi treaba. Și există această comunicare permanentă cu toată lumea și mai mult în alt oraș, această comunicare ne-a ajutat foarte mult. Avem emoții pentru că ne dorim să putem să vedem din acest cort transparent scenograful spectacolului care ni l-a propus, să avem o scenografie naturală și anume cetatea dumneavoastră. Echipa televiziunii vine cu o dotare specială, va fi carul de transmisie plus foarte multe mașini de televiziune ca să putem să luăm și din exterior cetatea și în interior din cort să avem luminată toată zona. În afară de spectacolul gale care înseamnă premii, muzică, discuții, veți vedea că vom reuși să promovăm împreună cu dumneavoastră, ca și profesioniști, orașul dumneavoastră, județul dumneavoastră și tot ceea ce înseamnă eveniment pe care ne-l dorim să rămână în istoria noastră și a dumneavoastră ca un eveniment important în anul centenarului. Suntem de acord cu noi? Da. Cu ce nebunie vreți să facem? Da. Pe acum nu mai avem ce să facem. Eu mulțumesc celor prezenți că ne vedem dată iarăși după atâția ani împreună cu cei care au început cu tatăl, cu Ioana și eu prin 3 și nu știu dacă mai sunteți de pe acum 13 ani. Și mă gândeam că la 13-a ediție nu este un premiu pentru că avem marele cadou pe care l-am primit de la Unitele Stegala pe care o organizăm aici la Alba Iulia. S-a întâmplat atât de frumos ca de a 13-a ediție să fie un noroc. Nu numai că este în anul centenar și faptul că Edita Teatrului și Filmului Românesc va fi aici, la noi, la Alba Iulia, în județul Alba. Este lucru care sunt unde am gândit acum 13 ani, că se va ajunge aici. Poate, uitându-mă la pozele astea de pe pereții... Realizăm ce s-a întâmplat. Da, de atâția ani. Oamenii din județul Alba și din Alba Iulia iubesc teatrul, iubit totdeauna, dar așteaptă evenimentul ăsta. Până acum așteptau toamna, acum a făcut o surpriză frumoasă să fie zi de primăvară începutul. O vedea când va fi pe viitor, însă este important că ce ne-am propus cu 13 ani în urmă, alături de alte evenimente culturale importante, de a ne educa prin cultură locuitorii județului. Și cred că premiul pe care ne-l oferă Unitel prin prezența acestei galerii și este bine venit pentru a ne încuraja să continuăm și mai mult viața asta culturală și evenimentul legat de teatru. Vă rog să considerați gala ca un eveniment, este un eveniment în cadrul festivalului dumneavoastră, unul din evenimentele date în ziua de 7, în 7 mai. Vreau să vă spun că, în plus, în orașul dumneavoastră, în județul dumneavoastră, am reușit la cea de-a 26-a ediție a galei, ceea ce ne-am reușit în toate acești 25 de ani trecuți, și anume, ca o parte din spectacolele nominalizate, să le avem
în orașul respectiv, pentru publicul respectiv. Și noi avem dorințe, noi avem visuri și anume ca atunci când mergem într-un oraș să aducem spectacole nominalizate, ca să dăm posibilitatea, să oferim această posibilitate publicului să vadă spectacolul, să înțeleagă de ce avem aceste categorii. Nu am reușit în alte orașe, nu am reușit nici în București. Minunea s-a întâmplat, faptul că și domnul președinte al Consiliului Județean și domnul primar, plus teatrul, aceste fete care sunt într-o permanentă activitate, au avut această soluție și am reușit în funcție de spațiile dumneavoastră să avem în cadrul festivalului spectacole care au fost selecționate și care sunt în concursul gale. Este un lucru rotund și este o logică în acest demers. Logica noastră s-a întâlnit cu dorința lor și cu logica lor. De aceea, cred că și mutarea evenimentului din toamnă, în primăvară, este binevenit pentru locuitorii orașului și pentru cei din regiune care vin în această perioadă. Eu cred și vreau să vă bucurați pentru că avem prezenți artiști importanți care vin la dumneavoastră. Avem jurul final, Dragoș Buhagiar, Marina Constantinescu, Marceliu Leșana Ularu, Alexa Visarion. Sunt cei care chiar în ziua gale, vreau să mă credeți, aceste premii se judecă, se jurizează înainte de începerea galei. Se termină, gala începem la ora 8, la ora 7 și jumătate se termină jurizarea. Pentru că ne dorim. Și liniștea noastră este că juriul este cel care știe și persoana care se ocupă de plicuri. Niciunul din artiștii din sală nu știu care sunt câștigători. Încercăm și am reușit în fiecare an să păstrăm acest mister, pentru că important nu este neapărat premiul gale din acea seară. Faptul că ești nominalizat, faptul că ești împreună în sală și ne-am stricat, cum să spun, surpriza și bucuria. Gândiți-vă că sunt discuții și toată lumea își dorește să fie nominalizată și aici vorbesc de lumea artistică. Sunt niște criterii profesionale, da? Am ajuns în această fază, avem cei trei nominalizați, sunt alături de noi. În seara galei reușim să anunțăm câștigătorul. Este extrem de important să vedem reacția artiștilor, să vedem cum se susțin. Și pe campania de promovare, ca așa cum vă spuneam, veți vedea că pe site-ul Uniter există o zonă în care ne putem vota favoritul. Puteți intra și dumneavoastră, vă rugăm frumos să vă votați favoriții pentru un premiu al publicului. Este important să ne susțineți. Vă rugăm să puneți imagini și din perioada aceasta de lucru în zona pavilionului, nu place să spun cort, este un pavilion, transparent. Avem nevoie să treceți pe acolo și să vă bucurați, să ne spuneți un bonjour pur și simplu. Sunt echipe tehnice, sunt oameni care vin și din București de Cluj, care ne-au ajutat la acest montaj. Artiștii încep să vină de sâmbătă, de duminică, de luni, să se obișnuiască cu locul, să viziteze ceea ce aveți în județ, vor merge, se vor întâlni și dacă o să doriți interviul, vorbiți cu cei de la teatru, interviuri speciale, cu artiștii care vor fi aici și cu mare drag. Da. Și vreau să îi spun și lui Dan să vină lângă noi, pentru că nu este o echipă. Da, sunt lângă noastră. Da. Uite, am vrut să strică cafeaua care... E locul liber aici, da. E un loc liber aici care era pentru tine. Nu dă bine la toți, da. Și toate voi ce spunea doamna Aura Corbeanu, este extraordinar că avem aceste nominalizări care se regăsesc în partea dedicată adulților și adolescenților ca și spectacole. Au fost selecții, ne-am dorit să aducem și nominalizarea pentru cel mai bun spectacol, dar din păcate stările nu ne-au permis. Deșteptarea primăverii, un spectacol la Teatrul Mimic, un spectacol extraordinar, se joacă cu Bradene, era un anume spațiu. Ne-am dorit spectacolul celor de la Timișoara, dar aveau nevoie de 4 zile de montare, deci probabil că îl jucam așa prin luna iunie. Și oricum nu ne permitea nici spațiu. Deci am adaptat la spațiile pe care le avem ca să putem să aducem aceste nominalizări și am emoții și poate am reușit să aducem unul care să ia și premiu. Nu știm, dar
De asta zic, sper să... Nu-mi dau seama dacă am nimerit un premiu în nominalizările pe care le-am adus, dar oricum important este că sunt spectacole valoroase. Partea de copii, copiilor le-am dedicat doar titlul românești, am reușit să facem acest lucru. Festivalul este Festivalul Internațional de Teatru, nu i-am schimbat titlul, dar anul acesta sunt doar producții românești, 100 de ani de România. Așa ne-am gândit cu toții și cu Cristina și cu Dan că e bine să fie un festival doar cu spectacole din România, ale teatrelor din România și în special cele nominalizate. Iar pe partea de copii am reușit să ne organizăm cu teatrele invitate, să aducem doar titlul românești pentru ce prezenți în serile de spectacol. Da, de acord cu asta. Eu vreau să vă spun că aveți echipe extraordinare și la nivelul Consiliului Județean și la nivelul primăriei. Sunt oameni pe care i-am sunat, i-am deranjat de două luni de zile cu diverse probleme organizatorice. Ne-am permis în orice zi a săptămânii, n-a existat weekend, n-a existat întâi mai, n-a existat nimic ca zile sau ca dorințele noastre să nu găsim soluții la ceea ce ne-am propus în așa fel încât să putem oferi celor care ne vor urmări pe televiziune, transmiterea direct la ora 8, din țară și din străinătate, sunt românii care ne așteaptă și veți vedea că împreună, în acest oraș minunat și în această zonă extraordinară, vom reuși să arătăm o față frumoasă a României, asociem valoarea cu istoria și, încă o dată, mesajul pe care îl spunem, Gala Uniter unește teatru. Și foarte important, primăria este co-organizator al acestei gale, deci este parte importantă în acest festival, atât pe partea financiară, cât și pe partea logistică, așa cum a zis și doamna. Deci sunt echipele reunite. Ne-au ajutat foarte, foarte mult și le mulțumim și lor. Dacă aveți dumneavoastră întrebări? Mai doresc să vă... ideea e că vreau neapărat să anunțați publicul, noi ne-am tot consultat între noi. Știți, orice spațiu indoor are un număr de locuri și oricât ai dori să intri în acel spațiu, nu poți, ca și în sălile de spectacol care automat de câțiva ani devin neîncăpătoare și întotdeauna există oameni care nu pot să intre pentru că locurile sunt limitate. Și atunci ne-am gândit că vor fi cu siguranță oameni care își doresc să vadă această gală cât mai aproape de momentul unde ea se întâmplă și vom așeza un ecran în zona Mihai Viteazu, unde sunt și sterase, încercăm să punem și niște scaune și cu siguranță vor fi oameni care după ce vor veni să vadă pe Cuvărul Roșu cum intră artiștii și cum se așează ei în acel pavilion pentru începerea galei, poate își vor dori să vadă pe acest ecran gala și sperăm să ne ajute și vremea. Deci asta își dori să... Vremea va fi splendidă, va ploua puțin. Dar ce frumos va fi când plouă și ai cortul transat. Ne-am tot gândit cum ar fi mai bine. Au fost câteva cereri și dorințe ale publicului de a vedea această gală și sperăm să îi mulțumim, să nu-i supărăm că nu putem să intrăm cu toții în... Da, de exemplu, nici nu poate să fie înăuntru că n-are loc. Trebuie să supravegheze cineva. Așa. Eu cu greu mi-am făcut un loc pentru că trebuie să fiu acolo, pentru că știți cu toți că echipa Teatrul de Vot și Minerva a primit acel premiu special al Senatului Uniter, pentru care le mulțumim din suflet. Și atunci am găsit această variantă cu ecran, gândindu-ne la oamenii din Alba care poate că își doresc să fie mai aproape de noi și pot să rămână acolo să vizioneze și ne-ar ajuta foarte mult să promovați acest lucru, pentru că până acum ne-am tot gândit cum ar trebui să facem, de aceea n-am spus nimic. Și ne-am gândit că e zi de luni. Ne-am gândit că e și o zi de luni. Dar cu ajutorul nostru sunt convinsă, informațiile sunt își doresc, ei vor circula în cetate și în cetatea dumneavoastră sunt foarte mulți turiști. Am văzut zilele acestea. Mai o langoș, mai mănânci un langoș, mai bei un suc de fructe natural. Mai vezi un premiu. Mai vezi un premiu. Mai vezi imagini din județ și din oraș pe ecran. Va fi extrem de important pentru că vedeți dumneavoastră, artiștii mari, știți, emoția o dă și locul și premiul și prietenii și cei care sunt în jur și cei care te iubesc. Energia celor din jur se va vedea și pe fața lor pentru că nu disimulează. Își doresc foarte mult artiștii să meargă în această România extraordinară din oraș în oraș. Noi le-am spus, știți, în anul 2018 ne-am dorit la Alba Iulia. Știți cum este această bucurie? N-am mai fost de 15 ani sau n-am mai fost în județ, în zonă. Pentru că această mobilitate artistică la nivelul teatrului românesc
nu mai există neavând în buget de cheltuieli cu turneele, de exemplu. Un festival, cum este și festivalul care îl facem, care îl faceți voi în Alba Iulia, este un loc, pe de o parte, un serviciu extraordinar și un proiect cultural educativ pentru locuitorii orașului și zonei, dar și pentru artiști este o întâlnire cu un alt fel de public. Dacă ne uităm și dacă încercăm să evaluăm turneele care se întâmplă în mod real în România în această oră, ele nu se regăsesc, chiar dacă în programele manageriale ale directorului le regăsești, nu sunt fonduri. De aceea, descoperirea unor orașe și a unor zone de către artiști se face cu o bucurie reală. Deja ne sună unde să ne ducem, ce să vizităm în zonă și le spunem, ieșiți din Alba, mergeți în parcul dendrologic, mai mergeți. Adică am încercat să le facem și niște trasee. Unii vin de duminică, cei care n-au spectacol duminică seara. Am ales ziua de luni, pentru că este zi liberă în teatru, după cum știți și dumneavoastră. Ca să-i avem pe artiștii care sunt nominalizați și invitați în gală, întotdeauna gala, în loc să, știi, logic ar spune, să o facem sâmbătă, duminică, în zile sărbătoare. Ziua de luni este dedicată lumii artistice, este ziua liberă pentru cei care nu au alte contracte. O parte dintre cei nominalizați, foarte puțin, nu vor fi alături de noi, care sunt cu contracte plecați și care lucrează, dar vom avea legături indirect cu ei. Vreau să vă bucurați și dumneavoastră!